Bună ziua! Bine ați venit în această zi. Vă prezint ordinul domnului prefect al județului Bacău pentru convocarea consilierilor locali la ședințele privind ceremonia de constituire a consiliilor locale din județul Bacău ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. Ședința va fi condusă de către domnul subprefect al județului Bacău, domnul Narcis Jitaru. Rog asistența să ne ridicăm în picioare pentru intonarea imnului de stat. Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamna secretar al Comunei Imeș-Făget, stimați invitați, prin ordinul prefectului numărul 364 din 23.10.2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Imeș-Făget pentru data de 25.10.2020, ora 14. Întrucât din numărul total de 13 consilieri stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14.07.2020, pentru Consiliul Local al Comunei Ghimeș-Făget, au fost validate mandatele unui număr de 11 consilieri. Sunt astfel întrunite condițiile legale pentru ca, așa cum reiese din și din convocare, să desfășurăm această ședință. La ședința legal constituită participă primarul a cărui alegere a fost validată, domnul Oltean Peter, a cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Moinești. Lucrările ședinței de constituire, în conformitate cu prevederile articolului 116 din alineatul 4 din ordonanța numărul 57 pe 2019, cu modificările și completările ulterioare, sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Antal Atila, născut la data de 20.05.1959, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnul Bârsan Victor, născut la data de 11.02.1989 și domnul Suciu Dumitru, născut la data de 15.10.1984, care sunt invitați să asiste împreună cu mine la conducerea ședinței. Domnul președinte, domnilor consilieri, vă rugăm. Domnul președinte aici, domnul consilier, cele două locuri. Acolo, da. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi de toată priceperea noastră și împreună cu colegii mei vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget în conformitate cu legea. Permiteți să citesc ordinea de zi. Punctul 1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, al căror mandate au fost validate de judecătoria Moinești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget. Punctul 2.
depunerea jurământului de către primarul comunei Ghimeș-Făget, deoarece mandatul acestuia a fost validat de judecătoria Moinești. Da. O să prezint încheierea judecătoriei Moinești, făcută în ședința din Camera de Consiliu, din data de 14.10.2020. Instanța constituită din președinte Maria Cristea și grefier Mariana Purcaru, pe rol, judecarea cauzei civile privind pe petent Biroul Electoral de Circumscripție numărul 36 Ghimeș-Făget, având ca obiect validare mandat consilier. Soluționarea cererii se face fără citare. Nu o să dau citire, o să citesc doar ceea ce a dispus judecătoria. Admite cererea, având ca obiect validare mandat consilier, formulată de secretarul general al Comunei Ghimeș-Făget. În temeiul articolului 114 din OUG numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, validează mandatele candidaților Soci Pal, Ieșan Gheorghe, Billy Boc Robert, Oltian Ioan, aleși pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România, Oltian Caro Iosef, Antar Atila, Tanco Grigore Zoltan, aleși pe lista Partidului Social Democrat, Hăineală Valentin Vasile, Neaguia Andrei, aleși pe lista Partidului Național Liberal, Bârsan Victor, Suciu Dumitru, aleși pe lista Uniunii Salvați România, în funcția de consilier local ai Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău. Ia act de renunțare a candidaților Oltean Peter, de pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România, Colcer Lenuța Edit, Suciu Ana Maria, de pe lista Partidului Alianța Democraților și Liberalelor ALDE, la mandatul de consilier local. Prezenta se comunică secretarului general al Comunei și prefectului județului Bacău. Având în vedere că nu a fost făcut niciun apel în termenul de 3 zile, este definitivă. Bun. Dacă doriți să explicați puțin partea cu jurământul, cum? Da, jurământul se depune după următoarea formulă, să spun așa. Domnul președinte de vârstă va chema în ordine alfabetică consilierii care vor pune mâna stângă pe Biblie și pe Constituție, iar în mâna dreaptă, cu mâna dreaptă vor citi partea din jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării. După care vor semna jurământul, un exemplar rămâne la dâns și un exemplar rămâne la dosarul de constituire a Consiliului Local. Cine nu are fix, punem la dispoziție. Ținând cont de faptul că domnul Antal Atila este primul consilier, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Ghimeș-Făget. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se lipește. Odată cu jurământul, vă înmânez și regimul incompatibilităților și conflictul de interese. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Și certificatul dovedător al acutului. Da, mulțumesc. Următorul. Urmează Bârsan Victor de la Uniunea Salvați România. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ghimeș-Făget. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează Billy Boc Robert.
Și certificatul. Mulțumesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ghimeș-Fegeri. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ieșan George. Și celălalt. Copii. Se pregătește domnul Medală Valentin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac de bună credință tot ce stă în putință și priceperea mea și în binele locuitorilor Comunei Ghimeș-Făget, așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește domnul Neagu Andrei. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ghimeș-Făget. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Ghimeș-Făget, așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește Oltea Ancara Iosef. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ghimeș-Făget. Așa să mă ajute Dumnezeu. Asta? Da. Și celălalt. Se pregătește Suciu Dumitru. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ghimeș-Făget. Așa să mă ajute Dumnezeu. Se pregătește domnul Sârci. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ghimeș-Făget. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește domnul Tanco Vidore Zoltan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ghimeș-Făget. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Gimeș-Păget. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aș dori să vă urez o activitate erotică, plină de împliniri în slujba comunității timeșene, care ne-a acordat întreaga încredere. Dau cuvântul domnului Narcis Jitaru, subprefectul județului Bacău. Potrivit articolului 118 alineatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ, Consiliul Local este legal constituit dacă numărul consilierilor local care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Consiliul Local Gimeș-Făget. Deoarece au depus jurământul un număr de 11 consilieri, Consiliul Local al Comunei Gimeș-Făget este constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Vă rog să-mi permiteți să trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Gimeș-Făget. Și atât. Am să prezint încheierea. Bine. Dacă vrea ceva. Jurământul. Jurământul. Mergeți și căutați-l. Între timp, până când găsim câteva formalități, dacă din consilierii locali doresc să ia cuvântul, acum e momentul. Dorește cineva? Nu. Nu dorește. Domnul președinte, dumneavoastră? S-ar putea după depunerea jurământului primarului. Ok. Lasă, domnule. Da. Până vine doamna secretar, am să dau o citire sentinței civile în care s-a declarat validă candidatura domnului primar. Ședința din Camera de Consiliu din data de 13.10.2020, instanța constituită din președinte Andreea Prichici, refer la ora Stanciu. Perol fiind judecata cauzei civile formulate de petenta Biroul Electoral de Circumscripție numărul 36 Gimeș-Făget, având ca obiect validarea mandat primar. Soluționarea cauzei se face fără agitarea părților, se face referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care instanța stabilește că este competentă generală, material și teritorial să judece prezenta cauză. În temeiul articolului 149 din ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ. Și hotărăște. Validează alegerea domnului Oltean Peter din partea Uniunii Democrate Maghiare din România pentru funcția de primar al Comunei Gimeș-Făget, județul Bacău. Dispune comunicarea prezentei hotărâri instituției prefectului județului Bacău și Consiliului Local Gimeș-Făget, județul Bacău. Domnule primar, vă invităm să depuneți jurământul. Subsemnatul Oltean Peter, primar al Comunei Gimeș-Făget, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Gimeș-Făget. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
greșeală aici de... Nu, e bine așa. Nu. Nu, așa trebuie pus, e o mică... Nu. Nu trebuie pus așa. Bine. Azi mi-e dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă secretar. Felicitări. După depunerea jurământului, să-ți spun câteva cuvinte. Bună ziua! Bună ziua, domnule subprefect! Bună ziua pentru toată lumea! Primele mele cuvinte în calitate de primar sunt de mulțumire. Mulțumesc tuturor locuitorilor comunei Ghimeș-Făget care și-a exercitat dreptul la vot. Mulțumesc în special acelor persoane care mi-au acordat votul lor și spun asta cu convingere atât în numele meu cât și în numele consilierilor locali. Stimați cetățeni ai comunei Ghimeș-Făget, în calitate de primar vreau să fiu pentru toți locuitorii comunei Ghimeș-Făget, indiferent de etnie sau religie, un conducător bun. Știm și știu că m-ați investit pentru a conduce comuna, ceea ce este cu totul altceva decât a dirija. Cel care conduce arată drumul, este un exemplu pentru toată lumea. Cel care dirigează dă doar indicații, o comunitate are nevoie de cineva care să conducă, nu de cineva care să dea numai indicații. Stimați consilieri, haideți să fim bun conducător al comunei Ghimeș-Făget. Campania electorală, perioada rivalizărilor s-a încheiat. Acum este important să reflectăm la cele întâmplate în această perioadă și să tragem concluziile. Nu putem și nu avem voie să trăim în trecut, doar în prezent. Trecutul nu poate fi construit, doar viitorul. În vederea construirii unui viitor comun, ofer tuturor colaborarea mea și în același timp sper în ajutorul tuturor celor care doresc și pot să facă ceva pentru comuna Ghimeș-Făget. Eu mulțumesc foarte frumos pentru investire și sper că în următorii ani putem să facem ceva bun, frumos pentru comuna Ghimeș-Făget. Mulțumesc frumos! Acum aș vrea să invit pe domnul preot, că am invitat aici să începem mandatul ăsta cu binecuvântarea lor și vă rog frumos domnul părintele domnul Solomon și după aia domnul Sebastian. Ca să înregistrăm. Vreau să aduc și eu felicitările mele domnului primar și consilierilor și așa cred și consider, după cuvintele Evangheliei de astăzi, Iisus Hristos ne îndeamnă la iubire. Pentru credincioși am interpretat partea aceasta a Sfintei Scripturi, iubirea ce vine de la Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, așa consider, dacă plecăm cu statul Dumnezeu, care dorește iubire față de Dumnezeu și față de oameni, atunci deja calea noastră este scrisă și știm ce avem de făcut. Eu pentru asta mă rog și împreună cu comunitatea noastră ne rugăm ca această activitate a consilierilor, a primarilor, să fie benefică pentru întreaga țară noastră, pentru întreaga comunitate aceasta și pentru fiecare om în parte. M-am rugat și de multe ori am dorit să spun aceste cuvinte. Ghimeșul este foarte frumos din punct de vedere turistic, din punct de vedere al locuitorilor, al oamenilor care lucrează. Este o capodoperă, este un paradis al lui Dumnezeu, ceea ce este pus în mâinile noastre. Și eu cred că această avere, această bucurie de a trăi aici, toate acestea se pot folosi pentru binele întregii comunități, pentru binele întregii țări, din toate punctele de vedere.
Eu cred că Dumnezeu, Cel care ne-a creat și ne-a rânduit ca să locuim aici, ne-a dat și soartă, ne-a dat și putere, ne-a dat și înțelepciune ca să facem foarte frumos ceva pentru El. Dorința lui Dumnezeu este de a deschide așa cum florile acestea sunt înflorite, să desfacem lucrurile în viața noastră de fiecare zi și numai și numai ceea ce este frumos și bun. Doresc ca în toate această activitate să vă străduiți, să ne străduim împreună, să desfacem lucrurile și să oferim bunului Dumnezeu comunității și fiecărui om în parte, fiecărui familie în parte, care dorește de mult acest lucru, dorește din toată inima ca să putem trăi în pace, bucurie și bunăstare. Mulțumesc frumos și multe felicitări! Pentru că nu se cade să vii într-o casă nouă cu mâna goală, mi-am permis să aduc o icoană pe care să o mânez noului nostru primar. Se și numește așa binecuvântarea casei și a familiei, pentru că noi suntem o familie aici în Comuna Gimeș-Făget. Deopotrivă români, unguri, ortodoxi, catolici, romi, toți cei care conviețuim aici. Și pentru că avem acum un nou lider ales, este cel care trebuie, în mâna căruia am dat soarta întregii comunități. Și atunci, așa cum zicea în cuvântul lui, nu ne uităm la trecut, ci ne uităm la prezent ca să construim viitorul. Însă pentru că a construi viitorul, trebuie să nu ne lăsăm influențați, ci să fim cu verticalitate și cu bună conduită ca să dăm exemplu celor păstoriți. Acest lucru noi, părinte, așa îl știm. Și asta îi ziceam la invitație și domnului primar, că noi deja suntem în clubul ăsta și îl primim acum și pe el cu brațele deschise în această lucrare care nu este ușoară, dar trebuie să fie dusă, așa cum am zis, cu verticalitate și drept înainte spre țintă, care pentru noi, în primul rând, ca și creștini, ținta este Hristos, este dragostea de aproapele, în slujba căruia ne-am pus și noi viața. Sfânta Evanghelie, într-adevăr, ne îndeamnă și cea de astăzi și celelalte care s-au citit în bisericile noastre, spre unitate, în primul rând, spre credință și spre o armonie care trebuie să fie în permanență în gândul liderilor și a celor care duc comunitatea spre viitor, spre bine, spre o înflorire. Pentru că asta e scopul și rolul primarului, ca să facă comunitatea cât de înfloritoare și să îi ducă vestea în afara granițelei comunei. Asta îți doresc, tinere primar, ca să ne reprezinți cu demnitate, să ne reprezinți cu credință și să arăți că aici, în Gimeș-Făget, sunt oameni cu scaun la cap și cu rădăcini bine înfipte în pământ, pe care, indiferent de intemperiile vremii sau de istorie, cum se va desfășura, nu le va zdruncina nimeni, ci vor rămâne bine înfipte în pământ, așa cum spune și poetul, că ca trestia m-am îndoit în vânt, dar nu m-am dat și nu m-am rupt și aici am stat. Și așa vom fi și noi. Din partea noastră, multă sănătate, mulți ani și spor în gospodărirea comunei. Așa să ne ajute Dumnezeu. Rugăciunea putem să facem. Jöjjünk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Dumnezeu ce sfânt și adevărat, să ne binecuvânteze, să vă protejeze de toate cererele, să dea înțelepciune pentru a putea efectua acest mandat
pentru binele întregii comunități al oamenilor, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorile, Duhul Adevărului, care pentru tine ne ești și toate îl plinești, vistirul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiește într-un noi și ne curățește prin noi de toată întinăciunea și mântuiește bunul sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne prin noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne prin noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne prin noi. Prea Sfânta Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Cel ce ai trimis în chip de limb de foc pe Duhul cel preasfânt peste ucenicii Tăi, ca să-i luminezi și să-i întărești spre putere și să învețe toate neamurile, auzi-ne pe noi cei ce ne-am adunat astăzi spre a-ți cere ajutorul ceresc și darul înțelepciunii, pe care să-l revești asupra acestor aleși ai comunității noastre în care viețuim, deschizându-le mintea spre unitate, descoperindu-le cărările înțelepciunii conviețuirii pașnice, trezind în inimile lor dorința bunăstării comune și de a-i învrednici să priceapă puterea legii Tale, ca să-și conducă semenii spre o creștere comună a comunității întregi, sporind în cunoștințe dobândite din an în an, precum și cu buna lor purtare. Îndeamnă-i la muncă sârguincioasă spre luminarea minților, ca să se devină ei oameni de nădejde spre propășirea poporului nostru și spre întărirea bisericii celei creștine. Așa, Doamne, primește acum mulțumirea noastră izvorâtă din inimă smerită. Îmbracă-ne și îmbracă-i pe aceștia și în viitor cu putere de sus și ne întrajmează cu armă de lumină. Îndreaptă gândul nostru spre paza poruncilor Tale. Cercetează-ne cu milostivire și trimite nouă de la tronul slavei Tale, Dumnezeiescul Har, ca să lumineze și în viitor calea robilor Tăi acestora spre a mărturisi în toată viața lor sfânta credință și legile țării să le păstreze. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și mulțumirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă întărească, Domnul să vă întrarmeze și pe noi să ne miluiască. Să trăiți, Domnul Părinte. Domnul primar, din partea colectivului, primăriei Ghimeș-Făget, mult succes! Mulțumesc frumos! Să aplaudă pe Dumnezeu! Dacă mai sunt persoane care doresc să ia cuvântul, terminăm. Nu, puteți să luați acum, că dacă tot se termină capitolul acesta. Da. Domnul primar, vă dorim sănătate, răbdare și curaj, putere de muncă și reușită deplină în realizări în toate proiectele pe care le veți face pentru locuitorii comunei Ghimeș-Făget. Să aveți realizări și bucurii, clipe cât mai durabile, de satisfacție, parte de momente frumoase alături de cei dragi. Să rămâneți la fel de activ, curajos și încrezător în tot ce v-ați propus pe parcursul următorilor ani. Multă sănătate, succes, Dumnezeu să vă ajute! Mulțumesc frumos!
Cineva mai vrea să ia cuvântul? Aș vrea să spun și două. Vă rog, domnul Haineanu. Domnul primar, vreau să vă urez putere de muncă și să vă spun că avem o comunitate foarte frumoasă care împreună, ca și consilier și dumneavoastră ca primar, să știți că ar trebui să punem umărul și să o ducem înainte și să ducem lucrurile începute, să le ducem înainte cu putere de muncă. Bun. Și vă urez succes în... Mulțumesc frumos, domnul. Mulțumesc frumos, domnul primar. Să trăiți mai bine. După ce a depus rământul, primarul intră în exercițiu de drept al mandatului și adresez sincere felicitări și putere de muncă pentru a-și onora potrivit jurământului mandatul de încredințare. Dau cuvântul lui doamnei secretar general, Florina Lida. Eu trebuie să aduc la cunoștință primarului și consilierilor care fac parte din Consiliul Local prevederile legale referitoare la obligațiile aleșilor locali cu privire la depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în termen de 30 de zile de la investire, deci vă aștept ca să depuneți acele declarații, precum și obligația de a depune acestor declarații până la data de 15 iunie în fiecare an. Și v-am amânat și situațiile referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali. Dacă vreți să dau citire acestor pagini, o să citiți dumneavoastră. Bine, atunci vă mulțumesc. Domnul președinte, eu urez mult succes, răbdare. Să faceți echipă foarte bună cu consilierii, iar consilierii să fie cu adevărat o portavoce a comunității. Nu știu exact dacă reprezentați toate cartierele comunei, dar dacă ar fi din fiecare cartier consilier, ar fi și mai bine, în așa fel încât să fie acoperită toată zona și aici la primărie să luați cele mai bune decizii pentru un trai mai bun, pentru o dezvoltare mai bună a comunității. Și de ce nu? Să fiți un exemplu pe toată Valea Muntelui. Oricum, Ghimeșul Făget, așa cum a fost și în trecut, să vorbim puțin și despre trecut, a fost un exemplu prin evenimentele frumoase, tradiționale, chiar și economice. Aveți gospodari aici care dau un exemplu în toată România. Prin urmare, ați moștenit ceva extraordinar. O comună frumoasă, așa cum a spus și Sfinții Părinți și Sfințiile sale, cum a spus și domnul președinte de ședință, dar oricum, sunteți tânăr, suntem tineri și cred că e cel mai mare avantaj acum, că avem mult timp în față să facem lucruri numai frumoase. Și bune. Și bune, bineînțeles. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru participare la ședință și declar închis lucrările ședinței de constituire. Vă mulțumesc pentru participare. O zi bună tuturor.